Prima acuzare în baza legii europene a serviciilor digitale vizează platforma X, fostul Twitter, după cum bine știi și tu. Rețeaua lui Elon Musk este acuzată oficial că nu combate dezinformarea și manipularea conținutului. Pe lângă asta, Comisia Europeană consideră că formatul platformei este înșelător prin aplicarea etichetelor albastre. Dar cu mai multe detalii vine chiar acum colegul meu, Felix Damian, editor corespondent al FNews. Salut, Felix, bine te-am găsit! Salut, Alex! Care sunt nemulțumirile Comisiei Europene atunci când vine vorba de X? X-ul lui Elon Musk, fostul Twitter, va fi investigat de Comisia Europeană pentru presupusa încălcare a legii privind conținutul ilegal, publicitatea și dezinformarea pe marile platforme tehnologice, ceea ce cunoaștem drept Digital Services Act. Uniunea Europeană a anunțat că va deschide proceduri oficiale pentru a evalua dacă X ar fi putut încălca această lege, care este în vigoare de anul trecut, și se axează pe câteva domenii speciale. Managementul riscului, moderarea conținutului, modelele întunecate, așa numitele dark patterns, transparența publicității și accesul la date pentru cercetători. Ancheta va analiza și alte probleme de conținut și design înșelător, așa cum este acea etichetă albastră care îl certifică pe autorul publicațiilor de pe X. Ce urmează să se întâmple cu această anchetă? Va avea X o nouă interfață? Este prima anchetă de acest fel în baza legii serviciilor digitale, care prevede pentru Google și alte platforme o serie de obligații serioase în Europa, și anume să ofere mai multe informații despre motivul pentru care postările pot fi eliminate. De asemenea, Facebook, Instagram, TikTok și Snapchat trebuie să ofere utilizatorilor opțiunea de a dezactiva sistemele automate care le recomandă videoclipuri și postări pe baza profilului lor. Am văzut asta cu TikTok, care are un canal special pentru Europa, și ancheta Uniunii Europene în cazul X va analiza în special diseminarea de conținut ilegal în Uniunea Europeană și ce măsuri de moderare a acestui conținut a luat X pentru a face față campaniilor de manipulare. Dacă ne gândim, recent am avut acele valuri de conținut despre războiul din Gaza și au fost și plângeri cu privire la acest lucru, primele, să zicem, suspiciuni că X nu ar fi făcut destule ca să împiedice răspândirea de conținut ilegal, și acest lucru va acoperi probabil dezinformarea și probleme legate de discursul instigator la ură realizat pe X. Compania lui Elon Musk ar putea fi amendată cu până la 6% din încasările anuale dacă nu reușește să mulțumească Comisia Europeană cu răspunsuri cu privire la aceste suspiciuni de încălcare a legii Digital Services Act. Felix, îți mulțumesc pentru informații. We'll be right back.